Un grav accident rutier a avut loc în această dimineață în localitatea Bălușeni, județul Botoșani. Șoferul unei mașini recunoscută pentru gradul ridicat de siguranță a pierdut controlul volanului într-o curbă și s-a izbit violent de un cap de pod. La fața locului s-au deplasat un echipaj de descarcerare și o terapie intensivă mobilă. Șoferul a fost găsit încarcerat și fără semne vitale. Deși s-au aplicat manevre de resuscitare, bărbatul a fost declarat decedat. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările pentru a stabili cauzele care au dus la producerea accidentului.